Astăzi a avut loc una dintre cele mai importante sărbători pentru cetățenii români. Este vorba despre Sfântul Andrei, ocrotitorul lor, care este celebrat la data de 30 noiembrie în fiecare an. Sfântul Andrei reprezintă o sărbătoare specială pentru români și în drobeta Turnu Severin creștinii au celebrat această zi mergând la biserică. Vin în fiecare an la biserică și acum uite dacă fac afară, îi vei frig, sunt bătrână, dar ce să fac? Ce simbolizează ziua de Sfântul Andrei pentru dumneavoastră? A, o zi mare, o zi mare, te veneam aici așa întotdeauna și bine. Să venim, da? Bătrână așa plecai ca să nu treacă. Sfântul Andrei simbolizează o zi foarte importantă. Sfântul Andrei e primul chemat la mântuire. A fost venit în țara noastră, în Dobrogea, care el a dat creștinismul peste tot în țara noastră și așa că e o zi foarte importantă pentru cine crede. De ce simbolizează ziua de Sfântul Andrei pentru dumneavoastră? Mare apostol, Sfântul Andrei, ocrotitorul României. Aveți vreun sărbătorit în copil? Da, chiar copilul este. Sfântul Andrei se bucură la noi în țară de o cinste deosebită, fiind considerat apostolul românilor sau creștinătorul poporului român. Numeroase biserici și mănăstiri l-au luat ca ocrotitor, prăznuindu-l în fiecare an, chiar și în drobeta Turnu Severin. Astăzi, 30 noiembrie, când biserica noastră ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României, și parohia noastră se bucură de această sfântă sărbătoare, deoarece biserica noastră este singura biserică din drobeta Turnu Severin care îl are ca și ocrotitor. Ne-am bucurat în această sfântă zi de sfânta și dumnezeiasca liturghie săvârșită de preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, pentru prima dată în istoria acestei parohii, când preasfințitul părinte Nicodim săvârșește sfânta și dumnezeiasca liturghie la acest hram. Potrivit tradiției bisericii, creștinii sunt datori să le mulțumească sfinților apostoli tot timpul și să facă pomenirea lor cu bucurie. Toată încercarea prin care trece neamul românesc astăzi și lumea întreagă, datorită molimei care s-a bătut pe fața întregului pământ, noi ne bucurăm sărbătorind astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat. A fost fratele Sfântului Petru, a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo la Iordan a auzit predica rostită cu voce tare, predica convingătoare a Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo Sfântul Ioan a vorbit despre Iisus Hristos. Acolo la Iordan a spus, printre altele multe, Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Vorbea despre Iisus Hristos. Ziua de 30 noiembrie, în care se face pomenirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, a fost consacrată ca zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.